principal, Codlea, doamna Coste, să ne spuneți, vă rog, în ce stadiu se află spitalul la intrarea săbătorilor de iarnă și cum vă descurcați? Da, într-adevăr, acum facem un an de zile de când ne-am redeschis și am reușit din nou să repunem spitalul pe roate. În prezent funcționăm pe 3 secții. Avem o secție de îngrijiri paliative, o secție de interne și o secție de pediatrie, de fapt un compartiment de pediatrie, și am reușit să redeschidem tot ambulatoriul de specialitate. Avem în urgență din nou activitate non-stop, deci 24 din 24 de ore. Ca medici am reușit să reîntregim echipa. Acum, chiar în momentul de față, organizăm un concurs pentru scoaterea la concurs a unor specialități, cum ar fi internă, unde suntem un pic deficitari, un post de chirurg în ambulatoriu, un post de dermatolog și un post de balneofizioterapeut. În rest, ca și activitate, eu zic că merge, deci spitalul a reînceput să învie. Avem activitate, sunt foarte multe internări, nu facem față solicitatului. Ne-am făcut o adresă către Consiliul Local și am solicitat suplimentarea numărului de paturi de la etajul 3 pentru a putea extinde activitatea. Să înțeleg că aveți și susținerea administrației din punctul acesta. Exact, da, da, ne susțin și ne sprijină în ideile noastre de dezvoltare a spitalului. În prezent avem și un medic care este ca specialitate geriatru, dar care acum face competența de îngrijiri paliative. Este păcat totuși de bloc operator, care este foarte bine și funcțional și organizatoric, și am dorit să facem o extindere a internelor de zi pe această activitate. În acest sens, noi am făcut demersurile, deci aprobate de către Consiliul Local, și am trimis către Ministerul Sănătății să primim avizul din partea dânșilor. În momentul în care primim avizul, deci ne putem să redeschidem compartimentul, ne mai trebuie un medic de anestezie generală și care de fapt este și scos la concurs ca specialitate pe viața medicală.